Pe măsura vânzolerii de la București, se produceau și târgoviștenii. Aceștia au continuat să-i caute pe ceaușești. Ca să împiedice intrarea lor în garnizoană, comandantul Chemenici i-a rugat pe Iliescu și pe Stănculescu să comunice prin televiziune că se interzice atacul asupra unităților militare. Altfel, soldații vor riposta. Între timp, televiziunea anunța constituirea Frontului Salvării Naționale în scopul instaurării democrației, libertății și demnității poporului român. Adeziunile la front au început să curgă din toate părțile. În 3 zile nu va mai exista nici urmă de Partid Comunist, dar Frontul Salvării Naționale devenise ceva pe măsura visului Ceaușescu despre Frontul Democrației și Unității Socialiste, marea organizație a consensului politic național. În prima noapte petrecută în cazarmă, Elena Ceaușescu a țipit de câteva ori. El n-a închis ochii, s-a plimbat caleul în cușcă. Deși locul prizonieratului ceaușiștilor nu s-a comunicat public, diversiunile concentrate asupra cazărmii creau iluzia luării ei cu asalt. Ceaușescu a încercat iar să-și convingă paznicii să-l ajute să evadeze. A mărit continuu răsplata lor, voia să meargă la Voinești sau la televiziune, iar dimineața i-a transmis colonelului Chemenici rugămintea să-l împrumute cu bani ca să mănânce la popotul cu ofițerii, voia să le vorbească. În camera lor comună, ceaușește și-au înduieșat paznicii cu rugămintea de a fi îngăduiți în paturi alăturate. Apoi, într-unul singur, în noaptea de 23-24, lui a fost rău, i s-a umflat abdomenul, nu-l mai încăpea vesta. Atunci am remarcat că cei doi se iubeau foarte mult ca oameni, a relatat ulterior maiorul Ion Țecu, secretar de partid în Unitatea Târgoviște. Ea era foarte îngrijorată pentru el, ea l-a întins pe pat, l-a fricționat, au cerut să doarmă împreună în același pat. Era foarte preocupată de sănătatea lui, nu s-au mai despărțit, se mângâia unul pe altul, vorbindu-și în șoaptă. Afară, ura și setea de răzbunare creșteau împotriva odiosului dictator și a sinistrei soții. Înăuntru, sub ochii paznicilor, se umanizau cu fiecare clipă în ridurile, paloarea, zgomotele funcțiilor fizice și mirosurilor umorilor. Zgomotele nopții de confruntări infernale îi amăgeau că luptă cineva puternic de partea lor. Pe cei de la armată îi credeau fideli, dar securitatea îi trădase, va spune el și în clipele din dinaintea morții. Ostaticul prezenta stări inegale, de prostație și vioiciune. Vorbea în tonalități contradictorii. Începea curtenitor, rostind cuvintele rar, apoi se ambala, strigând revoltat cu glas de tribună. Ea îi întreținea speranța, mângâindu-l consolator pe obraz. Și câte am făcut noi, Nicule, pentru țară și popor. Am construit orașe combinate, am achitat datorii externe, și acum să-și bată joc de noi, să organizeze lovitura de stat, dar lasă, o să vadă poporul că trădătorii vor răul țării. Cu închipuirea de victime ale agenturilor și ale loviturilor de stat, vor sta apoi neclintiți și în fața morții. Au încercat de câteva ori să se informeze cine sunt noii conducători. Paznicilor n-aveau cum ști facerea și desfacerea guvernelor din acea zi, nici câte și care grupuri își disputau puterea. Când ieșea câte unul pe afară, mai auzea de la camarazi ce era la televizor. Aflând de la ei câte ceva despre noile vedete ale micului ecran, ceaușiștii nu s-au putut abține de la comentarii. Au vorbit și de un anume Marcel, învinovățindu-l de trădare. În acțiunea de urmărire ale securității, acesta a fost numele de cod al demnitarului Gheorghe Gogu Rădulescu. Ceaușescu își închipuise că îl ține aproape și pe el cu trainică lesă datorită petelor din dosarul de cadre. Caz unic printre demnitari, pe Gogu l-a îngăduit să patroneze un cerc de artiști și scriitori în casa sa de vacanță din satul Comana. Legăturile sale cu scriitorii și artiștii, categoria liderilor de opinie, pe a căror susținere miza și Gorbaciov în restructurare, dar și cu prieteni de tinerețe, împământeniți la Moscova, acum adepți frecvenții ai schimbării, transformaseră cenaclul de la Comana într-un obiectiv de mare interes.
La începutul decembrie 1989, securitatea ar fi putut să-l informeze pe Ceaușescu de lista unui nou guvern întocmită de câțiva cenacliști, cu nume precum Gogu Rădulescu, Ștefan Andrei, Paul Niculescu Mizil, Corneliu Mănescu, Alexandru Bârlădeanu, Ion Ursu și alții. Probabil că nu întâmplător, în ședința CPX din 22 decembrie, Ceaușescu i-a nominalizat pe Niculescu Mizil și pe Ștefan Andrei, cerându-le explicit acordul în lupta pentru cauză. La începutul decembrie, numele lui Voican Voiculescu, Peter Roman sau Victor Stănculescu nu erau populare. Cine intra în cărțile altora nu s-a aflat încă. Deși înalți demnitari sovietici au declarat ulterior că la sfârșitul anilor 80, din România primea multe scrisori prin care erau rugați să intervină. Susținătorii aceștia declarația restructurării nu au fost desigur neglijați, nici de conspirați încă. În acest timp, menzinul ceaușeștilor zăcea într-o baltă de sânge, legat și păzit în sediul televiziunii. Plecase după amiaza din Sibiu cu autoturismul Daniele Vrădescu ca să se pună la dispoziția noii puteri. Ia uite, și ăștia acum și-au găsit să fugă, a comentat el episodul plecării părinților din sediul CC. Pe drumul spre București, Nicu se imagina viitor profesor sau cercetător. S-a bucurat că Ion Ilescu, pe care îl știa din copilărie, e noul conducător. Îi arătase stimă pe când conducea UTC-ul, invitându-l pe acest predecesor al său să împărtășească din experiența sa de activist activului organizației de tineret. În gașca lui Nicu crescuse și Mihai Bujor Sion, cunoscut ca un fel de fiu adoptiv al lui Ilescu. Deși nu au fost în aceeași gașcă, Nicu nu și-l imaginase potrivnic nici pe Peter Roman. Curtându-i sora, îi vizitase des o vreme la reședință și tatăl viitorului președinte și cel al viitorului premier mărșăluiseră în coloanele Cominternului înaintea părintelui său. Când s-a îmbolnăvit Walter Roman, urmase tratamente la Paris, avându-și fiul însoțitor. Cu plata din bugetul țării, aprobată de Ceaușescu, în 1983, veteranul comiternist i-a adresat mulțumiri pentru aceasta. La marginea Bucureștiului, în după-amiaza de 22 decembrie, pe Nicu Ceaușescu l-a cooptat revoluționari. Unul l-a înjunghiat, sub reflectoarele studioului 4, a fost învinuit de terorism, ca să-și apere viața, făcuse copii ostatici. După asemenea informații, cum să nu fi crezut telespectatorii că armate diavolești luptă pentru reinstalarea dictatorilor la putere? Cine să-și fi închipuit că amândoi ceaușeștii zăceau sub pază sigură într-o cazarmă armate române, abandonați de toți, fără excepție?